Bună ziua! Astăzi, la 28.06.2024, traseul 5.184 Răiul Mureșcani, a fost observat un camion de mare tonaj ce se deplasa haotic traseul. Eu mă numesc Burlatu Iurii, dumneavoastră este Marte, din Sfântul Bărb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 
Deci, în urma măsurilor întreprinse, unitatea de transport respectivă a fost stopată. În urma discuției cu conducătorul au apărut suspecții că ultimul se află în stare de ebrietate produse de alcool. Ați consumat băuturi spirtoase astăzi? Astăzi sau ieri? Încă o dată? Am înțeles. Permisul dumneavoastră unic. Urcați-mi, vă rog, permisul. Fiind testat cu aparatul Drager Alcohol Test, a fost constatat Drager 1,50 mg la litru alcool. Cum, dar dumneavoastră vezi ce faceți că ați servit la volan și puneți în pericol alți oameni care e în trafic? Pășut norma de sigur, 0,6. Ați consumat astăzi alcool? Nu, de aparatul Drager a arătat 1,50. Deci, pe numele conducătorului dat, va fi inițiat o cauză penală, în urmă căruia riscă să fie anulat dreptul de conducere fiscală.